Instalațiile de încălzire din școlile de pe perimetrul comunei Vârșolț funcționează la parametrii normali. În acest context, orele de curs se desfășoară fără nicio dificultate. Chiar și în condiții de cern praznic, lemnele vor fi suficiente până la începutul primăverii. Lemnele necesare încălzirii școlii de pe raza comunei Vârșolț au fost achiziționate de administrația locală de câteva luni și vor fi suficiente până în luna martie. Gerul din ultimele zile a ridicat o serie de întrebări dacă școlile din comunele sălăjene vor putea asigura o temperatură optimă pentru realizarea orelor de curs pe toată durata iernii, în condițiile în care vremea nu se va domoli. Potrivit informațiilor furnizate de edilul Bredălaioș, cele două grădinițe din Vârșolț și din Recea, precum și cele două școli generale din comună, vor putea fi încălzite pe toată durata sezonului rece, iar elevii și profesorii nu vor fi nevoiți să stea cu hainele de iarnă în clasă. Noi am aprovizionat instituțiile publice pe raza comunei Vârșolț încă din luna iunie. Am procurat lemne de foc pentru încălzirea sălilor de clasă la școli generale, încăperilor. Avem la Căminul Cultural, la Centru de Zi, grădinițele, adică în privința materialului lemnos stăm bine și cred că până în martie-aprilie facem față și avem combustibil pentru a asigura condiții optime în instituții publice din Comuna Vârșolț. De asemenea, primarul comunei Vârșolț, Bredălaioș, a precizat că administrația locală a asigurat aportul de lemne pentru toate instituțiile publice.